Luciana a împlinit 18 ani în august 2013. El este fiul cel mare al unei familii cu 4 copii dintr-o localitate doljană. Coșmarul său începe odată cu amintirile de la vârsta de 4-5 ani. Aveam 4-5 ani, chiar, de când am fost. Și așa a fost cam tot timpul, dar în ultima perioadă era foarte rău, chiar nu mai puteai vorbea, să vorbești cu el deloc, nimic. O lovea numai pe mama ta sau s-a întâmplat să iei bătaie? Pe mine și pe mama, atât. Îl lovea. Vă vorbea și urât? Da, da, vorbea și urât, mai dădea și noi. Asta se întâmpla mai când consum alcool, așa nu se întâmpla nimic. Era tot bine. Mama și cei 4 copii au îndrăznit să plece de acasă prima dată în martie 2013, găsind adăpost la centrul Sfântul Vasile din Craiova. După câteva zile departe de tatăl agresiv și la rugămințile și promisiunile acestuia, familia s-a reunit. Ne-a promis că nu mai bea și l-am crezut atunci. Cam o lună, două n-am mai băut, am mai băut, puțin, o bere, două. Și după aia, în vară, a relat povestea. În noiembrie 2013, mama și cei 4 copii au revenit la centrul Sfântul Vasile din Craiova după un alt scandal. Înainte de sărbătorile de Crăciun, mama și cele 3 fete s-au întors din nou acasă în comuna doljană. Lucian însă a refuzat și a rămas în centru. Am înțeles. Până la urmă vrea să aibă și o familie, nu știu exact. Eu i-am spus că de ce se mai întoarce, dar a spus că nu mai bea, că i-a promis că nu mai bea. De câte ori a promis tatăl tău lucrul ăsta, tu ai crezut? N-am crezut niciodată. Că promite de 2 ani, cred că promite același lucru. Lucian s-a întors acasă în această săptămână, dar numai după ce mama i-a spus că tatăl a plecat la muncă în străinătate. Lucian este doar una din victimele violenței în familie care apelează la serviciile centrului Sfântul Vasile din Craiova. În anul 2013 am avut 3 mame abuzate pe care le-am cazat în cadrul centrului, respectiv cu un copil, 2 copii și 4 copii, ultimul caz. Aceștia au plecat din cauza certurilor în familie și au venit la Asociația Vasiliada pentru a ne cere sprijinul în vederea găzduirii lor. Mamele abuzate care părăsesc domiciliul pot primi găzduire și sprijin din partea Direcției de Protecție a Copilului Dolj numai dacă vârsta copilului este mai mică de 3 ani. Dacă vârsta copilului este mai mare, mama și copilul se pot adresa centrului Sfântul Vasile din Craiova. În Oltenia nu există un centru specializat pentru sprijinirea victimelor violenței în familie.